A final takeoff. The Romanian Air Force has bid farewell to the MiG-21 Lancer fighter jets after more than 60 years of service. The aircraft will be preserved at an airbase in Bacău, in the east of the country. De mâine va poposi probabil într-un hangar. Apoi îl vom înfige în țepușe prin sensuri giratorii și în fața unor primării. Pentru noi va rămâne unic. Pentru noi este cel care a construit pilotul de vânătoare român. Așa cum spunea cineva de mult, cel mai frumos avion la verticală. Vă rog să-mi permiteți, în calitate de ultim comandant al escadrilei Lancer de pe Borcea, să raportez misiune îndeplinită. Amorat. Former MiG pilots also came to say their goodbyes. Tuturor opiniilor că este un coșciuc zburător, că cum numeau alții, tigăi. Noi ne-am făcut treaba și eu consider că este avionul care ne-a băgat în NATO. Faptul că această aeronavă a fost în exploatare peste 60 de ani e meritul celor care au iubit acest avion. The first MiG jets arrived in Romania in 1962, and since then 400 have been flown for the Romanian Army. In the 1990s, more than 100 aircraft were upgraded to become compatible with NATO equipment. F-16 fighter jets are set to replace the Soviet-era MiGs, providing more modern and capable defense mechanisms.